Iată, domnul Ovidiu stă de vorbă cu un alt voluntar, cum vă numiți dumneavoastră? Știința Mihaela. Ați mai participat sau este primul an în care v-ați înscris? Am participat și anul trecut. Cum vi se pare acum în comparație cu anul trecut? Este mai bine organizat și mai bine promovat. Și rezultatele vor fi? Sper să pe măsură? Da, pe măsură. Bun, vă dorim succes. Spune-mi, te rog, cum te cheamă? Vinci Nadia. Nadia, spune-mi, de când ai aflat de această campanie Let's Do It Romania? Am aflat în urmă câteva zile, de la niște prieteni. Și acum, iată, vezi afișul de campanie aici, unde ești mic jurnalist, mi se pare, da? Și cum ți se pare campania asta pentru județul Botoșani? Este o campanie care sper să ajute acest județ să-l păstrăm de acum acurat, pentru că atunci când trebuie să mergem la picnic sau în parc, să avem unde să ne jucăm. Și să fie curat, zic da. Eu, da? Stăm de vorbă cu un membru al echipei de comunicare și v-am rugat să vă prezentați. Da, din câte știu, ați participat la aceeași campanie anul trecut în județul Bacău. Da, sigur, anul trecut era ceva nou pentru România. Da. Anul ăsta deja ar trebui să devină o tradiție, pentru că, din păcate, România chiar are nevoie de campanie de genul ăsta. Sperăm la Botoșani să fie mult mai bine exact anul trecut, pentru că promovarea este mult mai intensă și membrii care coordonează campania noastră sunt mai numeroși față de anul trecut, când era ceva ultima stări. Da, cum credeți că va ieși campania anul acesta? Sperăm foarte mult să vadă rezultatele. Vă dorim succes și succes în comunicare. Mulțumim. Și așteptăm voluntari ca să ne arate că se implice. Mulțumim.